Fostul președinte american Donald Trump a fost inculpat pentru modul în care a gestionat documentele clasificate după ce a părăsit Casa Albă. Donald Trump, în vârstă de 76 de ani, se confruntă cu 7 acuzații, inclusiv păstrarea neautorizată a unor dosare clasificate. Acuzațiile nu sunt încă publice. Este a doua punere sub acuzare a lui Trump și prima sub acuzare federală a unui fost președinte. El face campanie pentru a reveni la Casa Albă în 2024. Într-o postare, Trump a declarat că este nevinovat și că a fost citat să se prezinte marți după amiaza la un tribunal federal din Miami, unde va auzi acuzațiile împotriva sa. Nu am crezut niciodată că este posibil ca un astfel de lucru să îi se întâmple unui fost președinte al Statelor Unite, a scris el. Acesta este într-adevăr o zi neagră pentru Statele Unite ale Americii. Suntem o țară aflată într-un declin grav și rapid, dar împreună vom face America măreață din nou, a mai declarat acesta. Avocatul lui Trump a declarat că fostul președinte a primit detalii despre acuzații într-un document. El a precizat că acestea includ conspirații, declarații false, obstrucționare justiției și păstrarea ilegală a unor documente clasificate în conformitate cu legea spionajului. Între timp, serviciile secrete se vor întâlni cu forțele de ordine locale pentru a planifica deplasarea lui Trump la tribunalul din Miami în zilele următoare, relatează Mediafax.ro.